apariție. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Am crezut că și începe momentul, fără să știm cu cine avem plăcerea. De obicei, un magician profesionist începe momentul înainte de a intra în scenă. Aha. Sunt Gary Cosma, vin din Republica Moldova, de la Chișinău, și sunt magician. De cât timp? Deja țin spectacole în fața spectatorilor mai mult de 14 ani. Perfect. De fapt, ceea ce vreau să vă arăt astăzi nu este un număr de magie, este mai mult un joc de noroc, jocul e a meu, norocul e a vostru. Aoleu, nu-mi place cum sună. De fiecare dată când ies pe scenă și vreau să arăt un număr de magie, am nevoie de... pun accent anume pe asistentă. Cu această ocazie, o rog din suflet pe Andra să ia telefonul și să vină aici lângă mine. Vă rog frumos, din tot sufletul. Mersi. Aoleu, deci stai să-mi șterg pozele cu... În fine. Andrușea, dacă te duci pe scenă, apucă-l puțin de mustăți, că sunt curios cum... Da. Ia tu inelul ăsta și asta, că nu mă... Eu n-am încredere în magicieni. Seara. Wow, ce ochi frumoși ai! Mulțumesc! Să știi că de acolo nu s-au văzut, deci mă bucur că m-ai imitat. Mulțumesc, încântat! Spune-mi ce... Înainte de a începe numărul, vreau să le spuneți celor din sală și celor de acasă că nu ne-am înțeles, nu ne cunoaștem personal, nu a fost... Nu, chiar nu ne cunoaștem. Și încă o întrebare, s-ar putea să știu eu ce aveți în telefon? N-ai cum să știi, puiule. Ok, atunci am să vă rog... Am să vă rog foarte mult să-l opriți. Nici Cătălin nu știe ce e aici. Ok, atunci am să vă rog să-l opriți, să-l deconectați sau să-l puneți pe mod avion, vă rog frumos. Accept. De ce v-am rugat să faceți lucrul ăsta, îl blocăm? Mod avion, da. Pentru că în următoarele clipe voi citi toate mesajele, toate conversațiile și le voi face public. Nu mă sperii. Nu, glumesc. Pe masă, dacă ați observat, aveam câteva ciocolate. De-aia m-a chemat, mă. Pentru că anume ele, după mărime și greutate, se aseamănă cu telefoanele pe care le avem acum. Și dacă le vom ascunde în aceste plicuri identice, va fi complicat să știu în care din ele se află ciocolata, în care din ele se află telefonul. Dar, Andra, am să vă rog să mă ajutați, da? Vă rog frumos, luați un plic. Doamne, sigur, asta mi-am dorit tot timpul să fac, uite. Da, ascundem ciocolata în plic. Da, e ok. Da. Parcă văd că pleci cu ciocolata acasă. Nu vin cu mâna goală acolo, stați liniștiți. Te rog. Vom avea 5 plicuri cu ciocolată și doar într-un plic va fi telefonul dumneavoastră. Da. E un joc de noroc, ia să vedem. Telefonul pleacă în plic, fără nicio prestidigitație sau vreo manevră, fără nicio manipulație. Pleacă exact ca și ciocolatele. Nu se întâmplă nimic, plicul este sigilat. Andra, pot să am încredere în dumneavoastră? Da. Pentru că urmează să vă dau toate... Mergi pe încredere, bazează-te pe mine. Ok, urmează să vă dau toate plicurile. Așa. Eu mă voi întoarce cu spatele ca să nu văd ce face dumneavoastră, iar dumneavoastră aveți doar o misiune. De a amestica un pic haotic plicurile ca să ne ducem în ianuarie. Eroare. Okay. Doamnelor și domnilor, să știți că am lansat un nou cântec alături de Smiley, îmi fac un pic de promovare, adică în timpul ăsta nu pot să stau așa degeaba. Okay. Trecut între tipa așa lansat, este, dar totuși, okay. Fiți atenți la ce se întâmplă aici. E ok, nu e... am să vă rog să vă întoarce dumneavoastră să nu vedeți ce fac eu. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, totul e fantastic, sper. Pe masă mai am o cutie, în această cutie se află un zar absolut normal. Ideea e foarte simplă, Andra, dumneavoastră veți avea o simplă misiune. Cutia se închide, dumneavoastră faceți doi pași în dreapta, țineți cutia exact așa cum țin eu, îi dați cu zarul, care cifră cade, noi încercăm să ghicim ce este în plicul respectiv. V-am spus, e un joc de noroc, nu mai mult. Da? Vă rog frumos, prima cifră. 1. 1. Deci se vede bine plicul numărul 1. Cum credeți, fără ca să atingeți plicul, ce se află aici? O ciocolată. Nu știu, mi-imaginez că e o ciocolată. Eu am o modalitate foarte bună de a verifica. Dar v-am spus, jucăm într-un joc de noroc, jocul e meu, norocul e al meu. Hai, mai avem 5 plicuri rămase, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Vă rog frumos, următoarea cifră. 5. În 5 am să vă rog să dați dumneavoastră, pentru că avem și un proverb. Niciodată nu ți-o faci mai bine când ți-o faci cu mâna ta.
din toată puterea. Stai ca lumea, nu te... Dați-i... Eu am glumit. Era o glumă. Eu presim că e ceva... E ciocolată și asta ne scapă de stresul. Ok, nu vreau cineva dintre jurați care se află de partea noi să creadă că este un ciocan fals. Am pentru asta un ciocan obișnuit pe care l-ați văzut de fiecare dată, da? Andra, am să vă rog să dați următorul număr pe zar. 2, 3, 4 sau 6. Situația se complică. S-ar putea să stric numărul eu aici, că mie frică, știi, de numere. S-ar putea și eu să stric numărul. Hai să mai fie și altceva. 2, 3, 4 sau 6? 4. 4 este din joc. Doamne! De fiecare dată când arăt numărul ăsta, mi se usucă în gură pentru că am emoții și tremuri, dar e ok, pentru că nu știu care va fi finalul. Apropo, ca să... Haideți cu următorul număr. Nu, nu vreau cineva să înțeleagă că un ciocan nu reacție, de asta, băbunete, am să vă rog să prindeți ciocanul. Anunț important. Ciocanul zburător era din cauciuc și nicio ființă vie n-a fost supusă vreunui risc în timpul filmărilor. Totuși, nu faceți acasă ce face Bobo. E de la pe efect întârziat. E ciocan, dar e pe efect întârziat. Deci funcționează, Gary. Merge. Uite, s-a muiat ciocanul în mâna lui Bobo. Bobo, scuză-mă, am impresia că ți s-a muiat ciocanul. 3. Deci 3 o iese din joc chiar acum. Oricum, să înțeleagă toată lumea, nu se întâmplă nimic strașnic. Chiar dacă eu greșesc, Andra rămâne cu 5 ciocolate. 2 sau 6? 6! 6! Deci acum a rămas doar un singur plic. Nu cred că mai e nevoie să jucăm mai departe. Dacă nu-i telefonul meu acolo... Dar bănuim și eu și dumneavoastră că aici e telefonul. Haideți să verificăm. Nu știu dacă bănuiește, dar speră. Ceva n-a mers bine. Nu am văzut niciodată în viața mea o astfel de ciocolată din plastic întreagă și nevătămată. Eu vă mulțumesc pentru participare. Să vezi o seară frumoasă. Am avut încredere în tine, să știi, de asta am venit. Ok, vezi să nu-i crezi. Doamne, telefonul. Uite, și iau ciocolată în apus, nu veni. Și după ce a bătut-o atâta, crezi că o mai mănânc? Mâncăm și topită. Nu mai mănânc, lasă. Hai, vino că te-ai muiat acolo, te-ai făcut. Ce mi s-a aia scaunul de la ciocan? Și de emoții să nu găsesc eu acolo ceva, te-ai dat. Nu, a dat tare. N-am fost cea mai bună asistentă, dar toate au un început. Schemă, mă! Cum vi s-a părut, dragilor? E bine, nu. Se vede că nu e de ieri de azi pe scenă. Știe, cunoaște arta asta. Adică îmi place cum a făcut din momentul ăsta un spectacol de câteva minute. Că de fapt despre asta e vorba, magie, nu? Că ne punem noi problema acum ce și cum, că sigur că există o explicație. Dar nici nu vreau să o aflu, ca să ți-o zic pe aia drept. Nu știu ce ai făcut, Nenicule, dar îmi place. Opa. Eu le prefer pe astea. Să mai și râzi, să te mai și distrezi, să rămâi cu gura căscată, mai zboară un ciocan, cade Bobo lângă mine. Adică e... Da, mă, e exact ce trebuie. Și momentul, e și momentul, clar, clar, clar. Zi, corect. Bobo, zi tu cum ai făcut magia aia să cazi. Băi, de la ciocanul lui a fost cu ceva energie, adică n-am cum să vă explic. De fapt, asta e secretul magiei, secretul sezonului. Și să știi că îți dau un da magic. Din partea mea ai un da. Indiscutabil ai un da și de la mine. Așteptăm și în etapa următoare cu 4 de da. Gary a mai fost la România au talent în sezonul 6, împreună cu fosta lui soție și cu fostele lui Visu. Talentul lui stă în faptul că mereu a reușit să o ia de la capăt. Pentru această mică rețetă cu ciocolată zdrobită, s-a antrenat fără să vrea atunci când i-a fost mai greu.
Însă ce a fost, a fost. Ce vine, nu poate să fie decât bine. Toată lumea știe asta. Foarte bine!